Știți sentimentul ăla când zici when you know, you know? Pur și simplu m-am... A fost super intens pentru că veneam după o perioadă în care nu mai credeam că există dragoste, fairy tale și chestii de genul ăsta. Era o perioadă în care locuiam în Los Angeles și pur și simplu nu era nimeni în viața mea. Și exact asta simțeam, că nu va mai exista, că nu știu, probabil că voi avea o relație la un moment dat sau nu se va întâmpla de curând. Dar în momentul în care l-am văzut pe el, nu știu, ceva s-a mișcat acolo în inima mea și a fost de bun augur, pentru că nu mi-am dat cumva voie, cred că ăsta e cel mai bun, mi-am dat cumva voie să mă îndrăgostesc și să am sentimente, să simt ceva pentru cineva. Da, cred că m-am îndrăgostit de tine de fiecare dată când ne vedeam. Și așa mi-am dat seama că ceva acolo.